aproape 10 milioane de lei. Atât ne va costa din bugetul de stat organizarea celor 3 zile de concerte în Piața Marii Adunări Naționale cu ocazia Zilei Independenței. Potrivit Rise Moldova, Cancelaria de Stat a recurs la încheierea unui contract direct cu o companie de producție și nu a anunțat licitație publică. Potrivit portalului Agenției Achiziții Publice, guvernul a încheiat contractul de prestare servicii de organizare a evenimentului Ziua Independenței cu agentul economic la data de 7 august. Expertul în achiziții publice, Olga Diaconu, a declarat pentru Rise Moldova că decizia autorităților de a încheia un contract prin procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare trezește semne de întrebare, deoarece nu sunt întrunite condițiile prevăzute de lege. Nu se poate vorbi despre urgență pentru că se știa din timp despre această sărbătoare. Nu este vorba despre o situație în care ar fi fost desfășurată în prealabil o procedură competitivă, la care să nu fi parvenit oferte adecvate și nici despre achiziție dintr-o sursă unică. Un alt aspect care ridică semne de întrebare este de ce organizarea acestui eveniment a fost transmisă în competența Cancelariei de Stat. Anterior, Ministerul Culturii era responsabil de organizarea evenimentelor de acest tip, a declarat experta pentru Rise. În 2019, când Maia Sandu ocupa funcția de prim-ministru, anunța că a redus la maxim costurile de Ziua Independenței. Am renunțat la elementele costisitoare, bugetul total al evenimentului constituind aproximativ 960.000 de lei, cu jumătate de milion mai puțin decât anul trecut, scria aceasta într-o postare pe pagina sa de Facebook. Anul acesta însă, când nu sărbătorim o cifră rotundă, dar suntem în perioada electorală pentru prezidențiale și referendumul de aderare la UE, zilele de sărbătoare durează ca niciodată, 3 zile și respectiv cheltuielile sunt mai mari. Guvernul nu a venit deocamdată cu o reacție, dar pe pagina sa oficială găsim doar programul stabilit, unde se anunță că la evenimente vor participa artiști de talie mondială, cum ar fi interpreta din Suedia, câștigătoarea concursului Eurovision, Loreen, fără a fi precizată care va fi însă suma cheltuită. Site-ul celebritytalent.net arată că o prestație de-a câștigătoarei Eurovision 2023 costă de la 10.000 de euro și pot ajunge chiar la peste 100.000 de euro pentru un eveniment mare. Festivitățile dedicate Zilei Independenței vor începe luni pe 26 august și vor ține până miercuri, 28 august. Bugetarii se vor odihni însă doar în data de 27, în restul zilelor vor trebui să iasă la muncă, ceea ce înseamnă că nu vor avea parte de o mini-vacanță.